Culiță Sterp i-a dat peste nas lui Nelson Mondialu, la scurt timp după ce bărbatul a pornit un scandal împotriva lui Nicolae Guță. Ei bine, însă, Culiță Sterp le-a dat peste nas tuturor și chiar a înregistrat momentul când îi oferea donații enorme colegului de breazlă, așa cum a făcut-o încă de la început. Nelson, să calculezi și ăștia 5 lei și universul că eu nu știu cât face. Avioanele să nu le mai pui la calcul, a scris Culiță Sterp, în dreptul unei secvențe din live-ul lui Nicolae Guță, acolo unde artistul este surprins făcându-i dedicații colegului de breaslă. De asemenea, Culiță Sterp a ținut să mai facă o serie de precizări, mai precis că îi datorează mult mai mult lui Nicolae Guță. Asta pentru că nu de puține ori i-a cântat melodiile în cadrul evenimentelor unde este prezent, același lucru fiind valabil și pentru alți lăutari din România. Am dat din toată inima nu doar că a cântat pentru băiatul meu, ci și pentru că îl apreciez foarte mult pentru ce a făcut pentru genul ăsta de muzică și mai ales că asta reprezintă doar 0001% din câți bani am făcut eu pe melodiile lui. Ar trebui toți lăutarii care îi cântă melodiile să îi doneze, pentru că datorită lui mulți duc o pâine acasă la familia lor. Doar că mulți știu, dar nu recunosc. A mai scris Culiță Sterp.